Bun găsit! După ce am slăbit 20-30 de kilograme, rămânem cu un exces de piele care ne face de multe ori să nu ne mai simțim bine în corpul nostru. Sau poate avem urechile prea mari, ori un bust de care multe femei nu sunt mulțumite. Din fericire, chirurgia vine din nou în ajutorul nostru. Expertul în chirurgie estetică ne explică imediat de ce ni se lasă pielea și care sunt cele mai căutate operații de acest gen în România. Când putem vorbi despre chirurgia plastică, moft sau necesitate? Dați-ne câteva exemple, când ar fi necesitate? Moft știm cu toții cam când ar fi, dar totuși o necesitate când? Adică când e vorba, exemplu, de nas, rinoplastie. Pacientele care au nasul mare pentru fața lor, care are cocoașă, care trebuie îndepărtată. Sau femeile care nu are post, adică nu are să ne simt atrofiat. Atunci putem să ajutăm cu un implant mamar. Se nasc așa, aceste femei? Da, da, da. Okay. Da, nasc cu atrofie mamară, okay. Adică sunt aproape absent. Sau unii pacientele chiar cresc prea mult, adică sunt prea mari. Atunci apelează la operație de reducție mamară sau micșorare sânilor. Sau un lifting, pacientele care au slăbit foarte mult, au pierdut din greutate. Atunci sânii se lasă și atunci tot necesită uneori lifting mamar. Surplus, exemplu de grasime, care poate îndepărta de anumite zone. Sunt oameni care fac sport, țin regim alimentar, dar au niște zone de nu poate să scapă de ele. Atunci putem să ajutăm să scapăm de surplusul de grasime, de zone care nu are cum să pierzi în momentul când faci sport. Da, exact asta voiam să vă întreb. Atunci când slăbim, de exemplu, foarte multe kilograme, vorbim de 20-30 de kilograme, rămânem cu un surplus de piele. Ce se întâmplă în situația atunci, aceasta? Atunci surplusul de piele se poate îndepărta numai chirurgical. În ce constă această intervenție, de fapt? E absolut cu anestezie generală, depinde de zona, se scoate surplusul de piele până ce revine sutura, se vindecare, timpul de vindecare între 2-3 săptămâni de zile și după urmează recuperare. Adică, care? Da, recuperare în sensul, poate să începe să facă sport treptat, să poartă un corset special până revine pielea la normal, până dispare tot edemul. Atunci e o perioadă de recuperare, între 6 săptămâni, 2 luni de zile. Și intervenția se realizează de mai multe ori sau putem face această intervenție odată și apoi să rămânem așa oricum, tot restul vieții? Sunt unii pacienți care au nevoie de mai multe zone. Ah, okay. Și nu se fac toate se în aceeași intervenție. În acea zonă, okay. Chiar spui un pacient de un risc major. Să facă mai treptat, la interval de 3-6 luni de zile, câte două intervenții maxim, să spunem așa, ca să nu riscăm. Și când vorbim despre un defect fizic, cum ar fi, popular vorbind, urechile mai mari sau clăpăugeți, ce facem în această situație? Tot, din fericire, se poate realiza cu o operație. O operație nu e destul de complicată, o operație ușoară care se poate realiza și cu anestezie locală. După operație, pacientul poate să plece acasă. Timpul de recuperare scurt, 2-3 săptămâni. Și când vorbim despre un procent, bărbați versus femei? Părerea mea, 90% sunt femei. Care vin să-și facă? Care vin să apeleze la chirurgie estetică. Și există și riscuri, totuși? Orice intervenție chirurgicală există riscuri. Trebuie să luăm la conștiința orice, să pun pacienții să știe că orice intervenție chirurgicală sunt anumite riscuri, care trebuie să le asumăm. Dar, din fericire, se poate rezolva, adică nu sunt riscuri majore. Până la urmă, din experiența dumneavoastră, cele 90% dintre femei, ce își doresc de fapt? Care este ideea lor de perfecțiune? Cel mai mult femeile apelează, în general, la rinoplastie și la implant mamar. Acestea sunt primele două. Sunt primele operații care sunt. Și rinoplastia, de fapt, poate fi și o necesitate, nu numai estetică. Da, absolut, că sunt două tipuri de rinoplastie, adică ori estetic vorbind, doar estetic, sau și funcțional. Ca unui pacient suferă de respirație, au probleme cu respirație, respiră mai greu, de viață, de sept, hipertrofie, de cornete, care tot se poate rezolva cu operație. Se poate și realiza în același timp ambele operații, adică să fie și funcțional și estetic. Da. Și totuși, dacă am vrea să încercăm pe cale naturală, să spun așa, nu știu, ne putem ridica sânii cu ajutorul sportului sau ne ajută, nu știu, pielea de sau... Păcate, ca să nu există un tratament non-chirurgical, non-invaziv, pentru să obținem sân mai voluminos sau să fim mai ridicați.
Nu sau în creme sau pastile sau tratament. Nu. Momentul când s-a rupt ligamentele între piele, între glanda și mușchiul pectoral, încep să ni se lasă și nu se poate corecta decât prin operație. Și de ce se întâmplă acest lucru? Modul de viață, schimbare puște între, exemplu, greutate, creștere greutate. A fluctuațiile de greutate? Da, exact. Sarcină. Și contează, desigur, și vârsta, odată cu vârsta. Exact, vârsta. Da. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi. Ne revedem și mâine cu alte recomandări.